Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. De ce celebrul actor Halil Brahim Ceyhan s-a operat? Da, dragi adepți, Halil Brahim Ceyhan a fost operat într-un spital privat. Halil Brahim, care avea o mică umflătură la picior, nu și-a făcut griji pentru această umflătură și și-a continuat viața. Mai târziu, a uitat de problema cu piciorul din motive precum intensitatea dramei. Oricum nu era o umflatură dureroasă, ci glanda sebacei provoca umflarea din ce în ce mai mare pe picior. Halil Brahim a profitat de ocazie pentru a opri filmările serialului și a mers la medicul său, iar medicul său l-a dus imediat pe Halil Brahim la operație. Halil Brahim, care a fost luat imediat printr-o operație minoră, este bine sănătos. Halil Brahim, care nu are obstacole în calea mersului, va părăsi spitalul și se va odihni acasă. Deci, ce este o glandă sebace? Glandă sebace numită lipom în limbaj medical, se referă la masele grase cu creștere lentă situate între piele și stratul muscular de desubt. Glandele uleioase, care se simt moale când sunt atinse cu mâna și nu provoacă sensibilitate sau durere, sunt în mare parte inofensive și pot fi distruse prin intervenție medicală. Deci nu este o problemă serioasă, atunci când în orice parte a corpului se simte o inflamație asemănătoare unei glande uleioase, este util să consultați un medic specialist. De asemenea, îi transmitem cele mai bune urări lui Halil Brahim Ceyhan. Dragi prieteni care arată dragoste pentru Halil Brahim și Sila, vă vom transmite vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Părerea ta este cu adevărat importantă pentru noi. Prin urmare, ne puteți împărtăși gândurile dvs. În secțiunea de comentarii a videoclipului. Prieteni, am ajuns la finalul videoclipului nostru. Activați notificările pentru a fi notificate despre videoclipurile noastre. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să lăsați un comentariu și să dați like la videoclipurile noastre. Aveți grijă de dumneavoastră! Pa!